bine, că ei îți dai seama că vine mai urât pe ea, că e mai mare. Dar pe ea? Și-am uitat la întregii familii. Între timp a slăbit deja câteva sute de grame. Eu vă salut și vă mulțumesc pentru... Și ce-ți place ție să faci cel mai mult? Să cânt. Să cânt la ce? La top. Domnul Țăndărică, vreau să vă spun că va avea o concurență serioasă. Vi las pe acest mic geniu în compania dumneavoastră să aveți grijă de el. Flavius Hosu! El se numește Hosu Flavius și nu are nici mai mult, nici mai puțin decât 4 anișori, dar este un solist instrumentist deja foarte, foarte cunoscut. Flavius, mult succes! E primul copilaș de 5 ani care cântă Hendrix. Cred, asta e părerea mea, cred că e mondială chestia asta. Micul mare toboșar sau marele mic toboșar? Micu toboșar. El nu vrea mare pentru că nu e nimic mare la el. O să remarcați. Vreau să vă arăt un lucru. Mă scuzați, o să mă deplasez puțin prin cadru. Acesta este scăunelul. O să vedeți imediat micul marele scaunel al toboșarului. Ia uitați-vă ce dita mai e scaunul. Da, tu ești fetiță sau ești băiețel? Că sunt băiat. Ești băiat. Păi și pletele astea de unde? Păi așa m-am născut. Așa te-ai născut. Așa te-ai născut cu pletele astea? Întâi iau și pletele făcute coc, avea niște codițe făcute, da? Și nu are plete. De ce n-are plete? Bine, pe mine mă cam părăsește părul, dar nu mai știu la nimeni. De ce n-are Claudiu și tu te-ai născut cu plete? Uite și el, uite ce urât e fără plete. Uite și tu la mine, ce hal arăt. Păi pentru că nu așa s-a născut. Și că m-am născut. Dar tu crezi că ai putea să mă înveți și pe mine ceva? Să bat ceva la tobe? Nu știu acum că eu am treabă. A venit zăpăcitul ăla de la televizor să mă încurce. Flavius, micul toboșar. Ia. Asta-i premierul. Da? Asta-i fusul. Cum e ăla? Fusul. Așa, că a fost rău. Asta-i chinelul. Oh, no. Asta-i chinelul. Așa? Ăsta e ea. Wow. Ăla ce e? Chinel. Tot chinel, amândouă sunt chinele? Două. Ia cum dai în amândouă, ia să vedem. În amândouă. Așa, mai se departe. Așa, mai departe. Care mai sunt? Ăsta e un tum. Cum? Tum. Tum. Am crezut că e tun, că e vorba de tun financiar. Și asta ce mai e? Ăsta e un tum, da? Și ăsta e un cazan și ăsta e un raid. Cum, ăsta e cazan? Da, și poți să faci țuică în el? Nu poți să faci tuică în el. Auzi, zice tata să dai pe nu știu ce setare, 5 aici, nu, eu nu mă pricep foarte bine. 11, băi. Vreau să întreb, că am auzit că ai fost pe la emisiuni TV, ca spectacole. Da. Tu ce vrei să devii așa o vedetă, să dai autografe? Ce-ți dorești tu? Eu îmi doresc să bal mult la tobe. Asta e dorința cea mai mare, deci să bată zi de zi la tobe. Fraților, nu contează că bate la baie în timp ce face duș, că mă face, că bate, nu știu, vecinii, pisica, cățelul, el vrea să bată fără niciun fel de problemă, da? Hai să-l cunoaștem pe Flavius, că n-are decât 6 ani, dar mamă ce talent zace în el. Dumneavoastră, văd că sunteți vecină cu cel mai tare toboșar din Covasna. Dar ce știți despre el? Cel mai mic toboșar din... Și cel mai tare. Și cel mai tare, da. Am înțeles că vecinul toboșarul v-a creat unele probleme. Mai venea să rea gardul la dumneavoastră când era mai mic. De fapt și acum. Acum mai mic nu e prea mare nici acum, na? Nu prea face el probleme. Auzi tot de dimineață, buc, buc, buc. Și vă deranjează? Nu, vai, că și eu mi-au tinichigiu ce a spus la București, că nu-i deranjează că are vecin doi tinichigi auto. Ei bate la table și el la tobe. Da, și dai te dăm! Bătea la tobe în toate vasele, am stricat toate vasele astea de plastic, le întorcea pe masă, le bătea, își căta din toate bețele ce găsea pe în casă. Ce mai important a fost când aveam aici o oală
a luat niște bețe după în curte, a început să bată, s-a adunat toți vecinii, pe aici toți copiii. Am zis, mă, din ăsta trebuie să iasă un toboșar. Că... Care dintre ele? Lasă-mă să zic, cum o cheamă? Nu mai ții minte, ai uitat? Câte ai? Una bună, cea mai bună prietena ta, cum o cheamă? Zim la urechi. Zim, da, zi, cum o cheamă? Zi. La cremioară? Ela! Dar cum? Ia, dar nu. Da. Deci, am înțeles. Mai jată. A, doamna. Da. Rămâne între noi discuția. N-am să spun că pe prietena lui cea mai bună o cheamă Mihaela. Nu pot să spun chestiunea asta și că este bine învățătoarea. Bine că te ții de cuvânt. Dacă tot ai promis că nu spui. Da, e învățătoarea lui. Să aplaudăm pe Flavius. Viitorul Phil Collins. Deja Phil Collins tremură. Pentru că se pregătește tânăra generație. Flavius Ionuț este aici. Te rog să poftești la mine. El este Flavius Ionuț, are 5 ani, e băiat, dar nici Nicu Covaș nu e fată, așa că vă rog să încetați. Cum te numești, tinere? Eu sunt Flavius Ionuț. Și la ce interpretezi tu, la ce cânti? La tobe. Dar de ce? Îmi place foarte mult. Și așa îți place mult să mănânci și prăjituri. De ce nu mănânci prăjituri și te chinui la tobelere? Te-a învățat cineva sau ai învățat tu singur? Am mai furat și de la tati și am mai învățat și singur. Dar tu de unde ești deloc? Din întorsura Buzăului. Din întorsura Buzăului. Județul? Covas. Secțiunea instrumental Prichindel. Care-o fi Prichindel la micuț pe aici? Lui? Flavius Ionuț Hosu! Flavius Ionuț! Tobe! Aolo! Stai! Păi tu știi înseamnă? Îl cunoști? Nu! Păi da, fără să știi, ritmul ăsta pe care l-ai pus aici pe fereastră. Așa? Extraordinar! Flavius! Cel mai mic concurent. Deci o să-ți placă. Super. Eu am crezut că voi ați vorbit înainte. Nu se poate. Ce premoniție poți să ai? Doamne Dumnezeule. Este cel mai mic concurent. Are doar 5 ani. Da, sigur că da. Să-i dăm premiu. Va cânta. Iubitu, ești așa de frumos. Dacă ești și bun, înseamnă că ți-a dat Dumnezeu, pe Dumnezeu mâna în cap. Multă sănătate. Ai numai 6 ani, parcă, nu? Să înveți să fii cel mai tare, să ajungi acolo unde îți dorești tu. Felicitări din partea mea și din partea organizatorilor. Tu ai fost aglomerat și ai avut de alegat. Unde crezi că am ajuns? Că am fost la OTV. Mă crezi, moșule? Pentru asta poți să-mi dai supliment la jucării căști de față de alți copii. Eu am muncit, nu am dormit. Toți vecinii i-am trezit dacă nu i-o-i fi asurzit. Moșule, că bal la tare, stai să-ți fac și eu cântare. E un cadou din partea mea ca să te pot relaxa, că mai ai de mers o noapte prin mers și trăieni în alte. Bravo, foarte frumoasă! Iată.
este chiar un fenomen. Cântă la baterie de la 2 ani cu maestria și siguranța unui profesionist. După ce a susținut peste 60 de concerte în țară și în străinătate, poate cânta aproape orice stil de muzică. Flavius Ionuț Hosu a început să cânte de la vârsta de 2 ani și prima dată a urcat pe scenă la numai 4 ani. De atunci, concertele și emisiunile televizate s-au ținut lanț. Deși poate cânta orice stil, muzica pe care o îndrăgește cu adevărat este rock-ul. Îmi plac Voltaj, îmi place trupa Phoenix, îmi plac mai multe. Deocamdată băiatul nu are un program de repetiții. De obicei, în timp ce își face lecțiile, se ridică și mai cântă 5-10 minute și apoi se întoarce la învățat. Cu toate acestea, notele lui la școală sunt dintre cele mai bune. Este o mândrie pentru noi să-l avem în clasă, mai ales că este un copil, un elev model. Este foarte cu minte, are rezultate foarte bune la învățătură. Pasiunea asta e de când se știe el, așa ne povestește, dintotdeauna. Foarte frumos. Sunt convinsă că Ieburașul v-a văzut pe amândoi și o să primiți ceea ce vă doriți. A trecut și pe la noi pe aici prin studio, să știți, și v-a lăsat câteva daruri. A zis că trebuie neapărat să vă dea ceva pentru că voi sunteți talentați. Ce par cei din Franța? Foarte bine! Ce-ți dorești tu să te faci când vei fi mare? Toboșar! Și unde vrei să cânti? Unde vrei să dai concerte? Prin toată lumea! 2, 3, 4 și... Bine.
Dragi prieteni, tânărul de 13 ani, Flavio Sosu, hai lângă mine! Vreau să